Doamna Daniela spune că Delia este foarte harnică. A pornit discuția de la faptul că mama lui Liviu glumea cu ea. Delia făcea ceva prin bucătărie. Mama lui Liviu a zis ce face, că e harnică. Apoi, doamnele au continuat discuția după ce Delia a plecat din bucătărie. Doamna Daniela spunea că Delia, de când a venit în emisiune, a făcut curat și a fost harnică. Zicea că dânsa a putut să o vadă pentru că urca întotdeauna mai târziu la culcare, stătea mai mult cu fetele și Delia rămânea de multe ori ultima și făcea curat la toalete, la dușuri. Mama lui Liviu a zis că știe acest lucru despre Delia, știe că este harnică și că face curat și mereu a făcut la toalete. Doamna Daniela spunea că Delia a făcut necondiționat și neplanificat, doar din simpla dorință de a fi bine și o întreba pe doamna Ioana cum arăta corpul sanitar doamna Ioana înainte și cum arată acum. Iar doamna Ioana spunea că și dânsa a zis întotdeauna că gresia de pe jos de la baie arată curată datorită Deliei. Și doamna Daniela spunea și toaletele la fel, pentru că era un strat mare de piatră când noi am venit și era maro pe jos în toalete, iar doamna spune că Delia a insistat, a făcut curat acolo și acum arată ok.